inimile noastre cu înțelepciune de sus, ca să înțelegem voia Domnului și să o aplicăm în viețile noastre. Mă gândeam la David când Dumnezeu i-a pus pe inimă gândul acesta și el a dorit ca să facă o casă Domnului. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, spune în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 3 spune așa: mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. După aceea, versetul 9 spune: poporul s-a bucurat de darurile de bunăvoie care le dădeau cu dragă inimă Domnului și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. Dragii mei, David n-a dat puțin. A dat, spune, aurul și argintul pe care îl am. Când dai 100 de lei și o ai în buzunar și o dai, e ceva. Dar când ai vreo 110 tone de aur, e altceva. Problema e alta. Ceea ce a dat, a dat cu bucurie, spune. Și mai mult decât atât, spune, cei care dădeau, dădeau de bunăvoie și cu dragă inimă cui? Domnului. Dragii mei, tot David spune în versetul 14, că ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Poate cineva s-a întrebat în dimineața aceasta, dar de ce aducem niște fructe aici și niște legume și punem și Biblia acolo și ne strângem și ne bucurăm? Dragii mei, la evrei erau mai multe sărbători. Unele erau sărbători în care veneau la templu înaintea lui Dumnezeu ca să se smerească. Una dintre ele era ziua ispășirii, când se făcea și s-aduceau jertfe și marele preot intra o dată pe an ca să facă ispășire pentru păcatele și greșelile poporului. Era nevoie, era ceva care oamenii nu puteau să facă nimic pentru iertarea lor. Trebuia să respecte ceea ce a hotărât Dumnezeu și Dumnezeu primea sau nu jertfa lor. Și Dumnezeu primea și făcea ispășire prin marele preot o dată pe an cu sânge pentru popor. Și când preotul, mare preot, ieșea de acolo cu viață, asta însemna că Dumnezeu a primit jertfa aceea. Și poporul striga de bucurie, auzea din nou zornăitul hainelor preoțești și strigau de bucurie. De ce? Dumnezeu ne-a iertat. Dragii mei, dar Dumnezeu a îngăduit și o sărbătoare a roadelor. De ce? Să nu uităm, dragii mei, că ceea ce mâncăm în fiecare zi, că ceea ce bem în fiecare zi, că ceea ce respirăm în fiecare zi, este harul și dragostea lui Dumnezeu, care se arată față de toți oamenii. Dar, dragii mei, așa cum s-a spus, cel mai important lucru pentru noi este să nu uităm să fim mulțumitori. Avem oare motive să fim mulțumitori lui Dumnezeu? Avem, fraților. În primul rând, trebuie să fim mulțumitori pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și prin jertfa Lui avem posibilitatea aceasta să fim iertați în păcați cu Dumnezeu. Al doilea este că Dumnezeu ne-a dat harul acesta de a înțelege cuvântul Lui și a avea credința, a ne încrede în El. Noi trebuie să fim și suntem mulțumitori atunci când Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Răspundeam cândva la o discuție cu unii din copiii mei mai mici, mă întrebau, dar cum să fii bucuros, cum să fii mulțumit? Mai avem și astfel de stări de vorbă. Eu sunt predicator și de obicei vorbesc mult la biserică și mai puțin acasă teologie, pentru că tot pe unde merg și merg și ei cu mine, eu mai vorbesc. Dar înțelegeți, dragii mei, mulțumirea vine din interiorul nostru. Nu din împrejurări, nu din resursele noastre, nu din ceea ce vedem că avem în jurul nostru. Mulțumirea adevărată vine din interior.
Ca interiorul nostru să ne arate și să ne ajute să fim mulțumiți, trebuie ca acolo, așa cum spunea fratele Virgil, să existe un loc în care să fie prezența lui Dumnezeu. În inima noastră trebuie să dăm la o parte ceea ce nu este după voia lui Dumnezeu și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească. Pentru că atunci când ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu, vedem perspectiva altfel. Atunci îl vedem și pe celălalt frate al nostru care Dumnezeu l-a binecuvântat. Atunci vedem și pe cel frate al nostru care Dumnezeu îl trece prin o încercare sau care are nevoie de ajutor. Și atunci ceea ce facem, facem pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și tot ceea ce avem nu mai vedem ca niște merite ale noastre, ci ca binecuvântarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem lucrul acesta. Dacă suntem aproape de Dumnezeu, suntem și aproape de cei din jurul nostru. Și astăzi e o zi de bucurie, ca să ne aducem aminte că Dumnezeu a mai dat apă, că Dumnezeu a mai dat ploaie, că Dumnezeu o să dea ploaie și că Dumnezeu, cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul. Este mila și îndurarea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că vedem copii care altădată erau mici, acum sunt mari și au copii. Ne bucurăm când vedem frați care ne-au iubit și care ne iubesc și ne vizitează. Ne bucurăm că e pace în țara noastră. Dragii mei, dacă astăzi rămâneți cu tot ceea ce s-a spus înainte, aș vrea doar o provocare pentru dumneavoastră. Faceți un lucru pentru dumneavoastră și în cinstea Domnului. Mergeți acasă și notați-vă 10 motive pentru care să mulțumiți lui Dumnezeu. Notați-vă pe o hârtie. Nu o să dureze mult, dar o să vedeți că dacă faceți lucrul acesta în fiecare zi, veți putea să faceți mai târziu afirmația cum a făcut Apostolul Pavel. M-am deprins să fiu mulțumit. Când spunea el asta, când era în închisoare, dragii mei, s-a deprins. Așa suntem înclinați ca să privim și să dorim lucruri și să meargă lucrurile mai bine. Și așa este, ne dorim să fie mai bine. Dar să știți că sunt oameni care sunt în războaie, sunt oameni care au cancer, sunt oameni care trec prin grele încercări. Dacă astăzi suntem într-un loc de închinare, este harul și îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne lumineze prin Duhul Său cel Sfânt, Domnul Iisus Hristos să ne călăuzească pașii și să dăm slavă Lui. Mulțumim tuturor fraților care au fost prezenți. Mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările care s-au întâmplat aici, că s-a învelopat clădirea, s-a izolat, pentru că avem căldură, pentru că am fost vizitați de frați. Mulțumim pentru fratele președinte, fratele Virgil Ahai, care a venit în mijlocul nostru. Mulțumim pentru ceilalți frați care au venit și mulțumim Domnului pentru copiii care sunt. Mulțumim pentru nepoți, mulțumim pentru bunici, mulțumim pentru tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Dacă vom mulțumi și vom fi mulțumitori, viața noastră va fi mai sănătoasă, inima noastră va fi mai bucuroasă și mai mult decât atât. Dumnezeu va răsplăti tot ceea ce facem noi. De ce? Că facem cu dragoste, cu toată inima pentru El. Amin.